Cosimo! Federica! Unde sunteți? Doamne, ce-am putut să merită asta? Acum ce o să mă facă fără voi? Știam eu că nu e idee bună. Cosimo! Federica! Hai, copii, fără de aici, dacă ți-ai cacat ce ani cu tine astea, nu faci ochii nici măcar o viață treabă de muncă să plătiți păpâri. Hai și tu să nu te fărți. Însă nu se toate, e dintr-un cartier de oameni bogați. Nu există așa ceva, copii băgăcioși. Babă țâfnoasă, dacă ți-ai cacat ceva din cutiile astea, dar totuși, ce poate să fie așa de importantă cutiile astea? Cum? Nu știi? E, cum? Nu știu! Nici tu, Angelo? Nu. Trebuie să știu eu totul. Avem un nou vecin și s-a mutat aici tocmai dintr-un cartier foarte bogat, la periferia orașului Torino. Așa că, Angelo, încearcă să nu te bălbăști și să zâmbești, iar tu, Cosmo, lasă pumnii în buzunar și fii mai prietenos. Dar nu mai da comenzi, șeful! În afară de faptul că e ceva bogătan dubios, mai știi altceva despre el? Eu cred că e doar un... Dar dacă e un prinț frumos, cu ochi strălucitori și o inimă de aur, și ce noroc să fie fix vecinul nostru! Poate, sau poate să... Sigur! Și se va îndrăgosti fix de tine! Hai să fim serioși! E un bogătan cu inima mucegăită ca toți ceilalți! Sau poate chiar mai rău! E o vrăjitoare care o să blesteme orice copil îi trece prin curte! Răutăciosul de Cosmo, numai la lucruri rele te gândești mereu! E, sunt doar realist! Hai, Berna, mai repede! Ne mișcă un mesc italian! Cu cât terminăm de despachita mai repede, cu atât apucăm să ne jucăm mai mult! Haide! Dar abia am ajuns, Bruna! Mai bine luăm o pauză de somn! Dacă ai dormit tot drumul, taci și treci la treabă! Stai, sunt două? Parcă strânse la Indigo! Cred că-s geme! Și nu e prințul la care m-am așteptat eu? Adevăr e că nici avrăjitoare nu arată. Angel, tu de ce n-ai zis nimica? Vezi, taci acolo și rugi la concursii pripite. Stai așa, ce scoate în cutiile alea? Wow! Cărți! Cărți? Yes! Nu ne auzi ceva? Ce să aud, Solo? Iar ai adormit cu ochii deschiși. Haide, vino și ajută-mă să duc cutiile astea, da. Cine mai erau ăștia doi? Păi, numele lor era... Bruno și Berna. Ce nume potrivite pentru niște geme de oraș. Par groaznici cu cărțile lor și cu cutiile lor. Nu, v-ați auzit cum spunea tipa aia? Nici nu mă gândesc să mă apropii de ei, nu? Eu cred că aș vrea să... Cosimo, nu mai urla și treci la cina. Dar nu mi-e foame. Treci acasă! Ah, mă cheamă mama. Trebuie să plec.